Bună ziua din nou, dragii mei! Sunt Sile și bine v-am găsit la yoga de acasă. La mine în sufragerie yoga de acasă și la voi în sufragerie yoga de acasă la voi. Astăzi este ziua 11. O să înaintăm din nou, o să băgăm niște... O să introducem niște plancuri laterale și alte variații. Vedem. Haideți să începem. Child's pose. Degetele la picioare se ating. Picioarele depărtate. Facem loc între picioare, ne întindem un pic. Încercăm să întindem spatele, lăsăm capul pe saltea. Ne liniștim aici câteva clipe, după cum știți deja. Închideți ochii dacă doriți. Luați-vă câteva momente să vă liniștiți. Respirați pe nas. Dați atenție la respirație. Observați puțin cum vă simțiți, dacă aveți febră, dacă vă doare ceva, vreo jenă, vreo tensiune. Lăsați-vă un pic aici. Ne ridicăm încet. Venim în Sukhasana. Picioarele încrucișate în față. Spatele drept. Sper să-mi se audă microfonul ăsta. Spatele drept. Inspir mâinile sus. Expir brațele pe lângă corp. Inspir mâinile sus, te întinzi. Expir brațele pe lângă corp, încă o dată, inspir mâinile sus, te întinzi mult, poți să prinzi mâinile, să te întinzi și mai mult. Expir brațele pe lângă corp, lăsăm mâna stângă în stânga, venim cu mâna dreaptă pe deasupra, tindem toată partea dreaptă. Inspirăm, ne întindem din umăr. Expir, revenim, punem palma dreaptă jos, venim cu stânga pe deasupra, inspirăm, ne întindem pe partea stângă, punem cotul jos dacă putem. Împingem șoldul stâng în saltea. Ne lungim din umăr. Eliberăm. Haideți să facem niște rotații ale capului. Ne uităm în stânga. Venim ușor cu bărbia în piept. Ne uităm în dreapta. Venim iarăși în stânga. Dreapta. Stânga. Ne oprim, dăm capul pe spate, împinem pieptul în față, expirăm bărbia în piept. Expir capul pe spate, expir bărbia în piept. Încă o dată. Expir capul pe spate, expir bărbia în piept. Am aici un problemă. Acest microfon, cred că o să se audă fâșit. Continuăm. Inspiri mâna dreaptă sus, te întinzi, pui pe genunchiul stâng, mâna stângă în spate, deschizi pieptul, te uiți pe umărul stâng, trage cu mâna dreaptă în genunchi, spre tine, eliberăm, mâna stângă sus, punem pe genunchiul drept, mâna dreaptă în spate, deschidem pieptul, ne uităm pe umărul drept. Excelent. Mâine lateral, paralele cu solul, cercuri către înainte sau către înapoi. Bun. Eliberăm. Expiri mâinile sus. Expiri, încerci să te apleci. Revii. Expiri mâinile sus. Expiri, te apleci. Pui mâinile jos. Și revii. Încă o dată. Expiri mâinile sus. Expiri, te apleci în față. Pui mâinile jos. Și revii. Excelent. Tabletop, patru labe. Cheiturile le încălzim. Ce ești mișcare, deja ați învățat-o. Ne rotim către stânga sau către dreapta.
ce viteză doriți. Nu uitați, degetele sunt respirate tot timpul. Schimbați sensul. Pauză, fundul pe călcâie, spatele drept, scoperăm încheieturile. Revenim. Palme lateral, circul din nou. Încercați să mențineți spatele drept aici. Schimbă sensul. Liberăm fundul pe călcâie, mai scuturăm un pic. Palmele jos. Inspir mâna stângă spre tavan. Expir o duci prin spatele încheieturii drepte, la fundul spre călcâie, pui capul pe saltea. Inspir de două ori. Împingi palma dreaptă. Fii cu stânga la loc, mâna dreaptă spre tavan, inspir. Expiră, duce spatele încheietorii stângi, încerci să duci capul pe saltea, fundul spre călcâie. Revenim. Tabletop. Împinge bazinul în față, tinde piciorul stâng, tinde piciorul drept. Haideți să începem cu un plank rapid azi. Împingem palme, de cât mai înalt. Încearcă să menții spatele drept, întins, să fie o linie dreaptă. Împinge în degete de la picioare, împinge și în palme. Aceeași poveste. Tot timpul în plancă simți că nu mai poți, mai poți în 10 secunde. Sau mai poți puțin. Încearcă să-ți strângi cu degetele de saltea. Să duci umerii deasupra palmelor eventual. Sau încheieturilor. Pune genunchii jos, fundul pe călcâie. Scuturăm din nou brațele. Adică încheieturile. Am un canasul, iau bani, iau bătaie, iau chestii. Sper să nu dau. Revenim. Punem coatele jos în locul palmelor. Pinge bazinul în față. Tinde piciorul stâng, tinde piciorul drept. Hai să stăm aici un pic. Am zis că ați băgăm niște plancuri laterale. Nu vă speriați. Nu e nimic complicat. Haideți de aici să încercăm să mergem cu picioarele un pic mai în față, atâta cât puteți. Și înapoi în spate. 2-3 pași mai în față, ridicați fundul spre tavan. Înapoi în spate, ultima dată. 2-3 pași în față. 2-3 pași în spate, 2 pași înainte, 2 pași în spate, genunchii jos, pe fundul pe călcâie, apropie palmele, întinde spatele, lipește coatele de saltea, trimite fundul spre călcâie. Revenim. Tabletop, degetele de la picioare este de subt, împingem în ele, ridicăm ușor genunchii, doar să plutească ușor deasupra saltelei, putem să ne mișcăm dacă dorim. Haideți să încercăm ceva de aici, inspir, trimite piciorul drept în spate, expir, pui jos, inspir, piciorul stâng în spate, expir, pui jos, inspir, drept în spate, expir, pui jos, inspir, stâng în spate, expir, pui jos, încă o dată. Inspir dreptul, hop, inspir stângul, hop, fundul sus, câinele cu fața în jos, primul câine al zilei, plimbă-l, mișcă-l, scoate lesa, rotație externă la brațe, dai picioarele în prima fază, încearcă să ai spatele cât mai întins, să nu te cocoșezi pe cât posibil, privirea în față la început, dacă ai picioarele îndoite, să explorezi totuși. Mută capul, îndreaptă picioarele.
în doile pe rând, joacă-te un pic. Haide, salută soarele, te uiți la palme, pășești ușor către ele. Inspiri spatele drept, expiri fruntea la genunchi. Pingi picioare, expiri te îndrepti, mâinile sus, expiri brațele pe lângă corp, încă o dată. Inspiri mâinile sus, expiri trimis mâinile în spate, contura genunchi, îndoaie picioarele dacă ai nevoie, expiri spatele drept, expiri palmele jos plank, picioarele în spate, genunchi jos, fundă pe călcâie, te întinzi, scoatele jos, pieptul între palme, împingi în palme, inspiri câinele cu fața în sus, genunchi sus, expiri câinele cu fața în jos. Stăm aici 5 respirații. 4. Ascunde călcâiele în spatele gleznei. 3. 2. 1. Uite la palme, pușim ușor către ele. Expiri spatele drept. Expiri fruntea la genunchi. Pingi în picioare. Expiri mâinile sus. Azi am băgat puțin viteză. Suntem în ziua 11 totuși. Expiri brațele pe lângă corp. Încă o dată. Expiri mâinile sus. Expiri trimis fundul în spate, fruntea la genunchi. Expiri spatele drept. Expiri palmele jos. Mergem în plank. Și haideți, vinyasa. Genunchi jos. Fundul pe călcâie, coatele jos. Pieptul între palme. Inspir câinele cu fața în sus. Expiri câinele cu fața în jos. Stăm aici 5. Încearcă să trimiți călcâiele spre saltea, fundul spre tavan, suge burta, întinde spatele, 4, împinge în palme, 3, 2 și 1, inspirăm, expirăm, mergem către palme, inspiri spatele drept, expiri fruntea la genunchi, împingi în picioare, inspiri mâinile sus, expiri pe lângă corp. Haideți din nou. Inspiri brațele sus. Expiri fruntea la genunchi, fundul spate, picioarele îndoite dacă se poate sau dacă vreți, dacă puteți. Inspiri spatele drept. Expiri palmele jos, hop. Plank. Genunchi jos. Fundul pe călcâie, coatele jos, pieptul între palme. Inspiri câinele cu fața în sus, trage umerii spate, împinge pieptul în față, capul sus. Expiri câinele cu fața în jos. Și din nou 5. Povestea, călcâiele în spatele gleznei, le ascundem. Venim pe cele puțin mai față, vedem cum ne simțim, sau puțin mai în spate, să vedem cum este și acolo. Poți să te miști un pic, îndoaie picioarele, încă 3. 2, o să sărim în față, pregătiți-vă. 1, apropiați picioarele. Inspiri, te ridici pe vârfuri. Îndoi picioarele, expiri și încerci să sari în față, cât mai ușurele. Inspiri spatele drept. Inspiri fruntea la genunchi, împinge picioare. Inspiri mâinile sus. Expiri brațele pe lângă corp. Și acum că ne-am încălzit, începem plancurile alea. Inspiri mâinile sus. Expiri fruntea la genunchi, îndoaie picioarele dacă ai nevoie. Inspiri spatele drept. Expiri palmele jos și hop, plank. Vom sta prima dată aici. Să zic 5, 4, 3 și 2 și 1. Acum apropiem picioarele, ne rotim pe exteriorul tălpii stângi și cu piciorul drept deasupra. Asta este varianta mai grea. Pentru cine nu poate să facă așa, pune un picior în spate, ori toată talpa jos, ori lângă în spate. Ideea este să împingem în palma stângă, umărul să fie deasupra palmei și inspir mâna dreaptă sus. Încă o dată, piciorul ori aici, ori în spate, ori toată talpa jos, vedeți cum vă simțiți, împingeți bazinul spre tavan, indiferent unde sunteți. Și mai stăm aici doar 5, 4, 3, 2, 1, pune palma dreaptă jos și ne rotim direct pe partea dreaptă, picioarele apropiate, pe exteriorul tălpii drepte, împingem palma dreaptă, dacă să trimis fundul spre tavan, du piciorul în spate, dacă nu poți cu ele, unul peste altul, împingem palma dreaptă, împingem și în talpa dreaptă, bazinul spre tavan, mâna stângă, hop, sus, ce faci, Sile? Ne găsim echilibru și stăm aici 5, 4, 3, 2.
apoi să punem genunchii jos, ne lăsăm așa pe burtă, coatele jos, sfinx, să zicem că ne odihnim aici un pic, tragem mai din spate, plinge cu bazinul, saltem, privire în față. Nu mai stă mult. Venim cu palmele undeva în dreptul pieptului, lăsăm pieptul mai aproape de saltea, pingem în palme și ori ne ridicăm direct în plank cine poate, adică așa, ori patru labe și hop, câinele cu fața în jos, picioarele mai în față, pingem palme, odihnește-te un pic aici, din ziua 11, sper că începe să înțelegeți de ce câinele cu fața în jos este o postură de odihnă, după ce stai în câteva plancuri. Îți vine să te odihnești. Astăzi introducem ceva nou. Vom trece în Warrior One direct din câinele cu fața în jos. Am făcut câteva exerciții pregătitoare zilele trecute pentru asta. Hai să inspirăm piciorul drept în aer. Ne ridicăm pe vârfuri. Ducem genunchiul la piept. Și acum încercăm să ducem piciorul între palme. Dacă nu puteți direct, mă ajutați cu mâna dreaptă. Apoi, talpa stângă jos pentru Warrior One, degetele la interior, genunchiul deasupra gleznei, hai să ne ridicăm, cum puteți, pinge șoldul stâng în față, șoldul drept în spate, inspiri mâinile sus, mâinile departe de urechi, stăm aici 5, 4, 3, 2, 1, inspirăm, expiri, palmele jos, ducem piciorul drept direct în spate, câinele cu fața în jos, picioarele puțin mai în față, poate, oricum nu stăm mult aici, pentru că urmează să facem Warrior One și pe partea cealaltă. Inspir piciorul stâng sus, te ridici pe vârful la dreptul, duci genunchiul stâng la piept, încerci să duci piciorul între palme, dacă nu poți încă o dată, te ajuți cu mâna, talpa dreaptă jos, toată pe saltea, cu degetele la interior, genunchiul deasupra gleznei, începem să ne ridicăm. Șoldul drept în față, șoldul stâng în spate, talpa dreaptă jos, piciorul întins, inspir mâinile sus, umerii departe de urechi, pieptul în față, 5, scalpi la nas, 3, 2, 1, palmele jos, piciorul în spate, câinele cu fața în jos, stăm aici, 3, vom mai face încă o dată. Asta de fapt este tranziția în Warrior. De aici din câinele cu fața în jos și o să o repetăm de mai multe ori până ne iese într-un flow superb. Inspir piciorul drept în aer, expir, te ridici pe vârfuri, încerci să duci genunchiul drept la piept, faci locul tălpii drept între palme, piciorul distâng jos, degetele la interior, genunchiul deasupra gleznei, te ridici, șoldul stâng în față, șoldul drept în spate, inspir mâinile sus, 5, 4, 3, 2, 1, inspirăm, expir, palmele jos, piciorul în spate, câinele cu fața în jos din nou. Ne mișcăm un pic aici, dar nu mult, pentru că urmează Warrior One pe partea stângă, inspir, piciorul stâng sus, te ridici pe vârfuri, genunchiul stâng la piept, împingi în palme, ce să faci luptă printre palme, talpa dreaptă jos, cu degetele la interior. Genunchiul deasupra gleznei, șoldul drept în față, șoldul stâng în spate, inspir mâinile sus, tălpile perfect pe saltea, piciorul drept pe cât posibil întins. Ia uitați-vă aici la mine că nu eram chiar deasupra, nicio problemă, încă 4, 3, 2, 1, inspirăm, expirăm palmele jos, piciorul stâng în spate, câinele cu fața în jos. Ne uităm la palme, pășim ușor către ele, inspir spatele drept, expir fruntea la genunchi, împingi în picioare, expir mâinile sus, expir brațele pe lângă corp. Copăcii, vă rămâneți în față dacă doriți, lăsăm greutatea pe piciorul drept, prindem piciorul stâng cu mâna stângă, încercăm să îl punem pe coapsă sau pe tibie sau deasupra genunchiului. Haideți să ne îndreptăm, facem o variație azi dacă putem, prindem degetele în față, inspiri, împingem palmele înainte,
expiră de la piept, inspir la 45 de grade, expiră de la piept, inspir sus și deschizi pieptul aici, găsește-ți echilibru, caută un punct fix, deschide pieptul, te întinzi mult, spatele e drept, întins, perfect, mai stăm aici încă 5, 4, 3, 2, 1, eliberăm, piciorul stâng jos și pe partea cealaltă. Prindem talpa, piciorul drept cu mâna dreaptă, secăm să-l ducem sus pe coapsă sau pe tibie sau deasupra genunchiului, găsim un punct, să ne căutăm echilibru, prindem mâinile în față, inspir, împingi în față, împingi mâinile înainte, expir la piept, expir la 45, expir la piept, inspir sus, deschizi pieptul, te întinzi. Privirea în față, caută-ți stabilitate, mai stăm aici doar 5, 4, 3, 2, 1, eliberăm. Haideți să mai facem un exercițiu scurt, rapid. O să venim cu talpa stângă, data asta în exterior. Haideți că rămân așa, voi rămâneți în fața saltelei. Inspir mâinile sus, expir duci la piept. Încercăm să lăsăm fundul spate ca pe un scaunel. Se punem coatele pe genunchi, spatele întins, pieptul în față. Stăm aici 5, 4, 3, 2, 1, go! Eliberăm. Haideți pe partea stângă. Piciorul drept deasupra genunchiului. Inspir mâinile sus. Expir la piept, lași fundul spate. Tași cum te-ai zis pe un scaunel. Ia să pui coatele pe piciorul drept. Găsești stabilitatea, deschizi pieptul, spatele perfect drept. Sau așa să mă vedeți, cum ar trebui să fie spatele perfect drept, sper că e la mine. Încă 5, 4, 3, 2, 1, eliberăm, ne ridicăm, venim în fața saltelei, haideți în scaunel, la scaunel. Sunt mai multe variante, una dintre ele este cu degetele de la picioare apropiate, călcâile depărtate, asta este Tadasana, se pleacă din Tadasana sau postura muntelui, și te lași în jos. Ori cu tălpile depărtate, eu prefer pe asta, mi se pare mai puțin pretențioasă. Deci, tălpile, eu zic, depărtate la o lățime egală cu lățimea dintre umeri. Începem să lăsăm fundul spate ca și cum am mai zis pe un scaunel, mâine față. Haideți să stăm aici, o să stăm doar 3, 2, 1, pentru că venim cu mâinile la piept și ne rotim pe partea dreaptă, ducem genunchiul stâng în exteriorul genunchiului drept, deschidem pieptul aici, ne uităm în sus și mai stăm 3, 2, 1, eliberăm, inspir mâinile sus, expir la piept, ne rotim în stânga, punem genunchiul drept în exteriorul genunchiului stâng, deschidem pieptul, ne uităm în sus pentru 3, 2, 1, revenim pe mijloc, inspir mâinile sus, ridică-te pe vârful și lasă fundul jos, lasă-te pe spate. Sper că nu a fost super damage. Suntem aici, bărcuțele le repetăm, excelente pentru abdomen. Mâinile în față, paralele, ne lăsăm pe spate, ridicăm picioarele, ori aici în tabletop, ori le întindem. Haideți 5, 4, 3, 2, 1, lasă spatele jos, pieptul sus, 5, 4, picioarele poate fi și așa aici, 3, 2, încă o dată, sus, 5, 4, 3, 2, 1, lasă-te jos, dar nu de tot, 5, 4, 3, 2, 1, trage ochii la piept. Lasă-te un pic pe spate, respiră, liniște-te puțin, mai lucrăm un pic abdomenul. Hai să punem tălpile jos, palmele una peste cealaltă, sub fund, aducem genunchii la piept în prima fază, către piept, în tabletop, punem talpa dreaptă, peste genunchiul stâng, piciorul stâng e întins, dacă nu puteți lăsați un pic îndoit. Ducem către noi, lăsăm în jos fără să atingă și sus, una, două,
4, 5 picioarele sus, schimbăm în aer, lăsăm jos și 1, 2, 3, 4, 5, excelent, tălpile jos, umeri în cactus, respirăm un pic, ne odihnim, începem să ne relaxăm, să ne întindem. Haideți să venim cu piciorul stâng peste piciorul drept, ca și cum am stat așa, picior peste picior la o masă, ca o domnișoară, ca o doamnă, ca un bărbat, de ce nu? Lăsăm picioarele către dreapta, ne uităm în stânga. Încercăm umerii să-i păstrăm pe saltea. Vedem că putem să lăsăm picioarele fără să ne doară. Mai stăm noi doar 5. 3. 2, 1, revenim, talpile jos, piciorul drept peste piciorul stâng, lăsăm în stânga, ne uităm în dreapta, vedem să nu forțăm prea rău, 5, 3, 2, 1, revenim. Glezna dreaptă peste genunchiul stâng, tragem către piept, mâna dreaptă prin interior de tibie sau de dosul coapsei, ne lăsăm pe spate, tragem genunchiul spre piept. Știu că repetăm asta mereu, sper că nu v-ați plictisit de ele, ideea e că ne deschid foarte, foarte, foarte bine. Sunt la fel de importante ca tot ce am făcut până acum. Iar ca să găsești mai mult spațiu, un șoldul drept. Explorează un pic, trage mai mult, mai puțin, vezi ce simți. Eliberăm talpa dreaptă jos, glezna stângă peste genunchiul drept. Trage la tine mâna stângă prin interior de tibie sau de dosul coapsei. Trage genunchiul către piept, lasă-te pe spate. Iar că-ți trimiți umerii către saltea. Caută spațiu. Nu forța. Explorează în același timp. Tălpile jos. Apropiem tălpile una de cealaltă, adică le lipim, le punem un pic mai aproape de fund sau mai în față, vedeți cum vă simțiți. Umeri în cactus, lăsați genunchii să cadă către saltea. Deschidem șoldurile, încercăm să ne relaxăm. Închideți ochii dacă doriți. Încercați să respirați acolo, adică în zona șoldurilor. Liberăm. Happy baby, să nu uităm. Hop, picioarele sus, hop, mâinile prin interior, depinde de exterior sau de glezne, cum putem. Încercăm să nu întindem spatele cât mai mult aici. Tremură picioarele, tremură. Trebuie să vă mișcați. Trebuie să întâiți picioarele alternativ sau în același timp. Jucați-vă, nu vă vede nimeni, explorați. Nu prea aveți ce să greșiți, mai ales în postura asta. Și în general nu o să facem chestii care să vă accidenteze. Tremură, tremură, da. Suficient. Nu întâlpile jos. Tine picioarele. Mâine spre tavan. Shavasana.
Închide ochii, încearcă să te relaxezi un pic. Relaxează fruntea. Îndepărtează ochii unul de celălalt. Descleștează gura. Relaxează umerii. Relaxează fundul și picioarele. Relaxează mâinile. Adu atenție la respirație. Observa aerul cum intră pe nas și cum iese. Vezi cum se simte, poate e rece. Poate respiri puțin mai greu azi. Observă. Meditația ne ajută să fim observatori. Să nu mai acționăm din instinct și să nu ne mai grăbim. Sigur, o să ți se umple mintea de gânduri, pentru că mintea nu stă niciodată pe loc. Lasă-le să vină, gândește-te că sunt ca un tren care trece pe lângă tine, ești în gară și au trecut. Caută pauza dintre ele. Nu te gândi acolo, nu lua decizii. Nu e important ce ai făcut azi sau ce urmează să faci. Important e să fii prezent aici și să fii atent la tine. Observă respirația. Poți observa burta cum urcă sau cum coboară. Poți să numeri. Din ce în ce mai relaxat. O să simți cum te topești în saltea. Observă ce se întâmplă la corpul tău, poate te gâdi la ceva. Nu judeca, nu încerca să te scarpini. Observă. Poți observi cum a apărut, poate jena, gâdilatul, tensiune. Să aștept să dispară. Nu uite atenția în altă parte. Trebuie să mai rămâneți aici dacă doriți. Dacă nu, ne întoarcem pe o parte. Și sprijinim capul pe braț ca și cum ar fi o pernă. Mai stăm aici câteva clipe doar. Când suntem pregătiți, ne ridicăm în fund. Mâine la piept. Namaste. Ziua 11, sunt foarte încântat. Nici nu mă așteptam că o să ajungem aici. Astăzi poate a fost puțin mai greu. Sau poate nu. Indiferent cum ar fi, să știți că este excelent dacă vă mișcați și dacă vă întindeți un pic, faceți 2-3 plancuri, 2-3 războinici, 2-3 câini, o pisică, o vacă, o chestie, totul este pentru voi. Nimic din ce faceți aici pe saltea nu vă face rău. Ne vedem mâine la ziua 12. Namaste.